Din cauza că adulții nu au avut acces la educație, așa că nu știu să scrie și să citească, este foarte greu să o ia practic de la zero. Dar sunt și situații fericite care au dus la schimbarea vieții sociale, a mentalității și comportamentului romilor. Defavorizarea acestei etnii ține foarte mult din pricina acestui lucru. Faptul că nu doresc educația. Educația e esențială, pentru că înveți toată viața. Acolo, într-una din bisericile din Murgeni, noi am deschis un centru de zi, lucrăm cu copiii și adulții au început să-și schimbe și atitudinea când au văzut că noi ne ținem promisiunea. Au văzut cu adevărat ne pasă de copiii lor și că vrem să le dăm o altă șansă pentru viitorul lor. Acum adulții au venit la cursurile noastre de antreprenoriat, un model de școală care aduce în atenția necesitatea educației financiare, cum să ne administrăm banii în familia noastră, în comunitatea noastră și cum chiar să investești și să tu să întreprinzi ceva în comunitatea ta. Și am început asta și facem și cu persoanele de etnie romă. I-am învățat ce înseamnă să igiena și ținerea un anumit grad de curățenie. De asemenea, am ajutat să-și ridice sere și asta a fost primul pas în antreprenoriat și anul acesta au fost familii care, din serele lor, și-au obținut hrana necesară, n-au mai fost nevoie să meargă la cerșit. Cu romii am încercat, pe lângă activitatea spirituală, să mergem pe trei direcții. Deci, pe de o parte, să-i cununăm civil, să fie înregistrat, să fie cu totul în regulă din punct de vedere social. Apoi am încercat să îi încurajăm pe toți să-și dea copiii la școală și chiar cu cei mai în vârstă am făcut fie șansa a doua, fie am făcut alfabetizare, deci vrem ca ei să învețe carte și apoi în al treilea rând, deci vorbesc laic acum, pentru cei mai mulți dintre ei i-am încurajat să-și găsească un loc de muncă, am încercat să intermediem, să le spunem unora care atunci când auzeau că sunt romii, deja aveau efectul acela de respingere.